fosta iubită a lui Jador, Simina Loica, nu s-a mai abținut și a comentat despărțirea dintre Manelist și Oana Ciocan. Cei doi foști concurenți de la Survivor All Stars erau logodiți și aveau planuri mari pentru viitor, dar au hotărât să se despartă deoarece lucrurile nu au decurs conform așteptărilor. Acum, fosta parteneră a Manelistului a spus ceea ce multă lume nu a avut curaj. Iată ce a crezut de la bun început Simina Loica despre relația dintre Jador și Oana Ciocan. Jador și Oana Ciocan au avut o relație de câteva luni și s-au logodit. Deși fanilor sperau să-i vadă la altar, cei doi au hotărât să se despartă. Simina, fosta iubită a Manelistului, este convinsă că relația nu ar fi durat, având în vedere că Jador și-a cerut în căsătorie toate iubitele. Simina și Jador au fost împreună cu câțiva ani în urmă, după ce s-au întâlnit pe platourile show-ului matrimonial Puterea Dragostei. Chiar și după despărțire, cei doi au fost văzuți în ipostaze tandre, dar în cele din urmă au decis să se despartă definitiv. Fosta parteneră a Manelistului nu a fost deloc surprinsă în momentul în care Jador a cerut-o de soție pe Oana Ciocan. Bruneta era mai mult decât convinsă că relația lor nu va rezista, în ciuda speculațiilor că vor ajunge la altar. Simina este de părere că există o posibilitate de împăcare după despărțirea lor recentă și foarte mediatizată. Știam că am dreptate. Am auzit. Da, ce să mai spun? Nu am nimic de comentat. Știu că am avut dreptate, dar nu mai am ce să spun. Cine știe, poate se vor împăca, mai știi? A mărturisit Simina. Acum câteva luni, Simina și-a spus părerea despre decizia fostului ei iubit de a o cere în căsătorie pe Oana. Ea a spus că Jador are obiceiul de a-și cere toate iubitele în căsătorie. Manelistul le promitea stabilitate și dorea să întemeieze o familie, însă promisiunile se încheiau cu despărțiri. Știu că spun că se căsătoresc, dar ce părere să am eu? Eu nu am văzut-o în realitate, dar am înțeles că e o fată finuță. Știu că lui genul acesta de femeie îi place. Îi transmit case de piatră și să nu fie cu asta ca și cu celelalte, pentru că eu știu că în ultimul timp pe toate iubitele lui voia să le ia de neveste și să facă copii cu ele, a mai dezvăluit Simina.